altfel se simte oricum. Presiunea pe care o simțeam în acele momente diferă total, pentru că eram implicat în teren ca arbitru, ca sportiv. Și vă rog să mă credeți că nu este o atmosferă plăcută în acest moment pentru arbitrii în general, în momentul în care încep aceste scandaluri, aceste acuzații direct îndreptate către persoane. Atmosfera nu este foarte plăcută, este o atmosferă încinsă. De obicei lucrul acesta se întâmplă cam când se apropie finalul campionatului și pe măsură ce ne îndreptăm cu pași repezi către acest final, meciurile capătă din ce în ce mai mare importanță și fiecare mic detaliu poate contează la un moment dat să facă diferența dintre campioană și locul 2. Așa că este evident că cluburile sunt atente la fiecare mic detaliu. Arbitrajul nu este un mic detaliu, este un detaliu foarte important. Din păcate, este în ultima vreme cel puțin la fel de important. Din punctul meu de vedere, arbitrajul este atât de important în egală măsură cu ceea ce fac jucătorii pe teren. Știu că se spune, voi spuneți de obicei, că un arbitru bun nu trebuie să se vadă. Da, una din calitățile, de fapt calitatea principală este să fii cât mai discret. Se spunea pe vremuri, acum în ziua de azi nu mai este posibil chiar așa, se spunea pe vremuri că dacă spectatorii când pleacă de pe stadion își pun întrebarea oare cine a arbitrat meciul, înseamnă că ți-ai făcut treaba foarte bine în meciul respectiv. În ziua de azi nu se mai poate acest lucru, arbitrii au devenit și ei la rândul lor vedete, pun ghilimelele de rigoare, au fost transformați în vedete poate și datorită faptului că media este foarte implicată în acest fenomen fotbalul și atunci media se uită către tot. Iar arbitrii fiind foarte importanți în timpul unui joc, automat au devenit... Și tot felul de faze de-a lungul timpului, nu mă refer doar în România, nu știu, Messi ceartă cu arbitrul unei partide, Ronaldo și așa mai departe. Sunt niște oameni care înfruntă practic marile vedete. Da. Hai să trecem la principalele probleme din această etapă. Cum spuneam, tu ai scris un articol astăzi, l-am citit. Vreau să te întreb și să ne explici pe larg. Începem cu Gaz Metan Dinamo. E vorba de un penalti nedat la Hanzu lui Butean. Da. Bun, te rog. Analiza pe care am făcut-o la această situație se axează în primul rând pe două dintre cele mai importante criterii atunci când judecăm, atunci când arbitrii judecă jucarea mingei cu mâna. Criterii scrise de către FIFA și UEFA în regulamentele în vigoare. Și anume, atunci când un jucător își mărește suprafața naturală a corpului printr-o mișcare a mâinii în lateral, și în acest caz, din câte am observat pe situație, pe video, jucătorul respectiv scoate cotul în lateral stânga, mărindu-și astfel suprafața corpului, el are restul părții a mâinii lipită de corp, iar acest lucru, după părerea mea, este cel care a indus în eroare arbitrul în momentul respectiv. Se mișcă în lateral, deci al doilea criteriu, mișcarea jucătorului către minge, cumulat cu faptul că cotul îi iese și îi mărește suprafața naturală a corpului, lucrurile astea duc la decizia de lovitură de la 11 metri. Nu se acordă avertisment, cartonaș galben, deoarece instrucțiunile sunt foarte clare în acest sens. Când vorbim despre o centrare pe care un jucător apărător o oprește cu mâna, se acordă lovitură de pedeapsă fără cartonaș galben, iar când vorbim de un șut către poartă, pe care un jucător la fel îl oprește cu mâna, este lovitură de la 11 metri și cartonaș galben, avertisment din partea arbitrului de centru. Este o fază care, în mod normal, ar trebui să fie ușoară pentru arbitru? Am spus că ceea ce l-a indus în eroare a fost faptul că jucătorul avea mâna lipită de corp și doar o parte a cotului a scos-o în lateral. Din ceea ce am văzut eu, arbitrul nu avea un plasament care să-i permită în acel moment să vadă în perspectiva potrivită faza. Nu este o fază foarte dificilă. Contează foarte mult locul unde te afli în momentul respectiv. Dacă într-un fel anticipezi că s-ar putea să urmeze o centrare, și acea centrare ar putea să fie oprită cu mâna de către apărător, atunci deplasarea trebuie făcută în consecință cât mai mult către stânga, pentru a-ți deschide unghiul. Atunci când ești exact în lateralul jucătorului, îți este foarte greu să vezi unghiul tău potrivit, ar trebui să fie din față pentru a-l vedea că își mărește suprafața corpului. Atunci când îl privești din lateral, este foarte greu să-ți dai seama dacă el și-a mărit sau nu. Deși poziționarea clar ține de, până la urmă, calitatea arbitrului. Trebuie să știi și să preîntâmpi în posibile faze tu astfel încât să fii... Stau și mă gândesc acum, nu vorbesc în cunoștință de cauză, dar cred că trebuie să știi și să estimezi cum să te poziționezi astfel încât să nu fii prins nepregătit. Permanent trebuie să te întrebi ce urmează, ce urmează, ce urmează. Aceasta e întrebarea pe care arbitru trebuie să-și o pună în cap în timpul meciului, tot timpul. Și dacă ți-o pui într-o situație de genul acesta, în care vezi că un jucător atacant este către steagul de colț, la întrebarea ce urmează, răspunsul este
o centrare. Automat, anticipând că s-ar putea să urmeze o centrare și că există un pericol de blocare a mingii cu mâna de către un apărător, te deplasezi un pic în partea stângă și în felul acesta îți deschizi unghiul. Și să știți că uneori unghiul este mai important decât distanța. Deschiderea unghiului îți oferă o perspectivă corectă asupra situației. Da, din punctul tău de vedere se schimba ceva dacă Iulian Călin dicta penalti pentru Dinamo, având în vedere înfrângerea extrem de dureroasă? În primul rând trebuie să spunem că un penalti nu înseamnă automat un gol. Un penalti de foarte multe ori se ratează, iar în campionatul nostru am văzut foarte des că jucătorii au ratat loviturile de la 11 metri, dar, într-adevăr, atunci când acorzi un penalti, sunt șanse foarte mari să se înscrie. Nu știu dacă ar fi schimbat sau nu câștigătoarea meciului, dar dacă s-ar fi înscris gol, cu siguranță ar fi schimbat rezultatul. Uneori și golurile în final au importanța lor și la un clasament la egalitate, de ce nu, pot face la un moment dat diferența. Plus că o echipă care revine de la 3-1 la 3-2 vine cu un moral mai bun și apoi poate tot jocul din acel moment să se schimbe într-o direcție total diferită. Dar nu putem spune cu certitudine, noi putem doar să speculăm. Ceea ce știm sigur este că, după părerea mea, în acel moment echipa Dinamo trebuia să beneficieze de la o lovitură de la 11 metri. Jocul per total, cum ți s-a părut? A fost diferența chiar atât de mare între media și Dinamo? Dinamo este evident într-o situație dificilă în acest moment și lucrul ăsta se vede din prestația jucătorilor pe teren. Am observat o nervozitate excesivă din partea jucătorilor. Lucru resimțit evident și de brigada de arbitri, pentru că reacțiile lor, să știți, în teren uneori sunt și ca o consecință a comportamentului jucătorilor. Dacă arbitrezi două echipe în care una își vede de joc și cealaltă este foarte arțăgoasă, nervoasă, proteste permanent, discuții la fiecare fază, vrei, nu vrei, într-un fel ești influențat și poate să te irite lucrul acesta. Deci foarte multe lucruri pot pleca și de aici. Am observat că sunt nervoși, am observat că există discuții și între ei, și cu antrenorul, și cu arbitrii. După părerea mea, nu știu cum ar putea, cum în situația asta, Dușan Urin să redreseze barca, nefiind plătiți sau fiind probleme financiare, sunt fiind probleme de management. Și nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic. Se vede că la un moment dat cedează din punct de vedere fizic, jucătorii nu mai aleargă după minge, dar poate pleacă de la motivație. Poate motivația este principalul factor care cred eu. Pentru că și tu în cariera ta te-ai bazat pe pregătire fizică și voi arbitrii ba chiar dați niște teste foarte dificile. Da. Ok, compensezi un pic, dar la lung nu cred că poți să compensezi prin ambiție lipsa de pregătire fizică. Dacă nu e corect făcută pregătirea fizică, la un moment dat se simte și cedezi, capotezi. Categoric. Pregătirea fizică este baza pe care construiești mai departe pregătirea tactică. Exact. Nu știu ce s-a întâmplat la Dinamo, dacă este sau nu bine pregătită fizic echipa. Ceea ce eu văd din exterior, ca simplu spectator, telespectator, este faptul că există probleme din punctul ăsta de vedere. Iar uneori nervozitatea poate pleca și de la pregătirea fizică deficitară, deoarece creierul nu se mai oxigenează, automat deciziile pe care le iei în momentul respectiv ca jucător, ca arbitru, nu mai sunt cele optime. Nu mai ai forță în pasă. Nu mai ai luciditate în gândire în momentul respectiv și automat pot apărea și greșeli.